Contesa Digitală povestește în exclusivitate pentru CanCan News cum a strâns o avere din social media. Ana Morodan ne-a dezvăluit secretul succesului ei în afaceri, dar și cum s-a reinventat, dacă ar fi cazul. A stat internată în spital mai multe zile, iar medicii s-au chinuit să-i salveze posteriorul care se topea văzând cu ochii. CanCan News a intrat în posesia unor informații exclusive legate de starea de sănătate a Loredanei Chivu. Cum se simte acum fosta asistentă TV? Aflați doar de la noi! Cornel Oană a făcut pasul cel mare. A dat-o uitării pe Brigitte și și-a început noul capitol din viață în forță. A cerut-o de soție pe iubita lui, iar noi am aflat în exclusivitate cum a decurs marele moment. Rămâneți pe CanCan News! Vacanțe în destinații exotice, haine de brand și o viață lipsită de griji. La asta s-ar putea gândi cei mai mulți atunci când aud de Ana Morodan. Parțial adevărat, ar spune contesa digitală. Da, îi place viața bună, dar pentru asta a muncit foarte mult. Atât de mult încât a ajuns la burnout. Însă totul a meritat. Lunar încasează peste 17.000 de euro. Și dacă ar fi nevoită să o ia de la zero, știe că ar face față fără probleme. În exclusivitate pentru CanCan News, Ana Morodan Dan a dezvăluit secretul succesului. La început mă împrumutam de la toți prietenii mei până într-o zi în care am devenit autosustenabilă. Dar dacă mă întreb dacă aș putea astăzi, în 2021, să întreb un business cu 200 de lei, răspunsul meu este că da, aș putea și cu 130 de lei. Asta pentru că vin dintr-o familie de comercianți și îmi vine firesc. Adică, ce vedeți voi, o imagine de persoană publică, este doar o consecință a faptului că eu am înțeles de la început că industria de marketing se va muta în online și vor fi bani acolo. A vrut să arate ca în reviste, dar medicii au dat greș. Loredana Chivu a apelat la injectare fesieră, însă lucrurile nu au mers deloc așa cum ar fi sperat. Din cauza substanțelor de o calitate inferioară, posteriorul blondinei s-a topit, pur și simplu. Vedeta a fost nevoită să apeleze la ajutorul altor specialiști și așa a ajuns să fie operată de 14 ori pentru a-și salva posteriorul. Iar acum, la câteva zile după ce a fost operată de 4 ori, apropiații blondinei susțin că medicii ar fi în continuare are rezervații în privința unei recuperări complete. Potrivit informațiilor obținute de CanCan News, Loredana Chivu s-ar simți totuși mai bine după intervențiile suferite, însă nu ar fi scăpat de probleme. Surse din apropierea blondinei ne-au dezvăluit că ea urmează să meargă la control, însă se ferește să se mai pronunțe sau să-și facă prea multe speranțe. S-ar părea că medicii încă nu-i pot spune exact când va putea face o operație de reconstrucție fesieră. În tot acest timp, blondina s-ar recupera acasă, alături de cei dragi, nefiind aptă să facă prea multe lucruri. So beautiful. Cornel Oană a făcut cel mai important pas din relația cu noua iubită. Fostului Brigitte și-a luat inima în dinți, a cumpărat un inel superb și a pus marea întrebare, la care răspunsul a fost un mare da. Cornel și iubita lui s-au logodit în Santorini, iar noi am aflat în exclusivitate care a fost reacția viitoarei mirese în fața tumultoaselor ridicat în exclusivitate pentru CanCan News că iubita lui a fost luată pe nepregătite. Nu s-a așteptat deloc, a fost foarte emoționată, a plâns. Este o femeie foarte emotivă care nu-și ascunde sentimentele niciodată, indiferent de natura lor.